Psalmul 25, versetul 7. Nu-ți aduce aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele, ci adu-ți aminte de mine, după îndurarea ta, pentru bunătatea ta, Doamne, amin, cuvântul Domnului. Vă rog să luați loc. La frigul care e în capelă, cred că ar fi trebuit din nou să predice fratele Sebi. El e mai rezistent la frig, dar vă promit că o să fie un mesaj scurt și va fi repede și fără anestezie tot ceea ce urmează. Este ultima capelă înainte de sesiune și nu este mai bun prilej de a vorbi despre rușine și frică decât înainte de sesiune. În această dimineață despre rușine, frică și prietenie. Aș vrea să ne uităm, să vedem din cuvântul Domnului. Sunt cel puțin două feluri de frică și acestea le puteți vedea mai ales în viața copiilor. Cei care o să creșteți copii, o să vedeți în momentul când până pe la vreo 3 luni îl arunci pe copil în sus, se ghemuiește și își blochează respirația. Este o frică instinctuală, nu este frică unora de paianjeni, altora de înălțimi, de întuneric, altora le este frică de clătinare, se numește rău de mare. Am încercat și noi în liceu, în ultima bancă, băieți, făceam așa ca să facem rău profesoare de muzică. N-am reușit. Avem tot felul de frici instinctuale, dar mai este o frică pe care o dezvoltăm după aceea. De exemplu, acum, dacă Luca să-l aruncă pe Noah în sus, nu-i mai este frică, nu se mai ghimuiește, nu-și mai oprește respirația, îi place. Și copilul spune, încă o dată, încă o dată, și îi place. A scăpat de frica instinctuală, dar are alte frici. După ce ai pus prima dată mâna pe plită, ajungi la concluzia că există cauză și efect. Și căpătăm acest nou fel de frică care ne va urmări toată viața. Cauză și efect. Și este o frică sănătoasă. Uneori și aceste frici sunt false, pentru că se judecă cauza și efectul greșit. Și aici o să cobor la a doua chestiune, rușinea. Și rușinea este de două feluri. Există rușinea din cauza presiunii oamenilor. Când eram în clasele primare, până a mă converti, asta s-a întâmplat în anul 1985, în clasele 1-8, când trebuia să facă din nou, la începutul fiecărui an, se schimba dirigintele, se făcea un nou catalog, ajungea la rubrica Mama, cei? Asistentă medicală. Tata, cei? Decedat. Și s-a uitat dintr-o dată toți colegii la mine. Zice, dar ce e aia? Mort. Și mi-era rușine. Toți copiii aveau tați, al meu era mort. După aia venea următoarea rubrică, religia. Toți spuneau ortodox, 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 până ajungea la mine. Baptist. Și mi-era rușine. Mi-era rușine că sunt baptist, nu eram credincios. Era din cauza presiunii celorlalți. Foarte multe prostii putem face din cauza presiunii celorlalți. Câți dintre noi nu și-au scrântit picioarele din cauza presiunii celorlalți? Să sari peste șanț, șanțul plin cu apă. Hai băi, ce tu nu poți? Ce tu nu poți? Ce sari? Și îți scrântești picioarele în cel mai bun caz. Te faci de râs. Nu este mai bun prilej decât acum când ne uităm în spate, eu la 46 de ani, să înțeleg foarte bine acest verset. Greșelile din tinerețea mea. Și vă spun aceste lucruri astăzi ca să evitați unele dintre greșelile din tinerețele noastre. Să nu aveți aceleași seturi de regrete pe care le avem noi unii care v-am depășit vârsta. Să nu aveți același set de regrete pe care le am eu, spre exemplu. Care pot fi greșeli din tinerețea voastră? Privind în contextul Psalmului 25, puteți face greșeli majore din cauza fricii și a rușinii.
frică și rușine. Există, cum spuneam, o frică datorată presiunii celor din jur. Îți este frică să nu-ți pierzi reputația. Îți este frică să nu-ți pierzi respectul celorlalți. Îți este frică să nu te judece ceilalți. Acum când suntem în proiectarea unei locuințe, avem tot felul de presiuni din partea unor oameni bine intenționați, prieteni sau neprieteni, consultanți de toate felurile, care spun: păi ce o să zică lumea dacă îți faci așa o casă? Păi tu ești profesor universitar, ce o să zică lumea dacă o să râdă de tine? Uneori când oamenii mi-aud meseria și nu mă cunosc, mă măsoară din cap până în picioare să vadă cum sunt îmbrăcat, ca să vadă dacă este o corelație între mașină, îmbrăcăminte și profesie. Și sunt unii dintre prietenii mei, tot profesori universitari, care au făcut mari prostii din cauza acestui tip de presiune. S-au băgat în datorii ca a lor casă să arate acasă de profesor universitar. Ca a lor mașină să arate a mașină de om ajuns. Ca a lor îmbrăcăminte să arate în conformitate cu eticheta. Povestea o soră că o doamnă de la servici și-a vopsit părul sub presiunea prietenilor de la servici, celor din birou, și a avut probleme cu bărbatul de acasă. De ce? Din cauza presiunii celorlalți. Este frica și rușinea de oameni. Multe prostii și multe trăznăi facem din cauza faptului că suntem ființe comunitare, suntem creați după chipul lui Dumnezeu. Dar diavolul te împunge și te îndeamnă să te lași manipulat, dus, clătinat de opinia celorlalți. Și în funcție de prietenii pe care îi alegi, prostiile se vor mări exponențial. Spune-mi cu cine te aduni ca să spun cine ești. Și în momentul când te aduni cu prietenii greșiți, care fac concurs cu tine cine bea mai mult și rămâne treaz, s-ar putea la un moment dat să te bage sub masă. Prietenii au distrus nenumărate destine. Și un cuvânt care s-ar putea să vă surprindă. Și prietenii credincioși sau prietenii baptiști, penticostali și creștini pe Evanghelie, nu neapărat credincioși, că s-ar putea să fie doar înmatriculați acolo, dar nu neapărat să aibă o relație cu Domnul. Și prietenii pocăiți, dar necredincioși, te pot băga în probleme. De ce este bine să ne uităm, să vedem ce spune David aici și dați-mi voie și câteva sugestii și aplicații practice. Iată cum începe textul nostru. David își schimbe punctul de focalizare. Vedeți, când prietenii noștri fac fotografii cu aparatele astea foarte performante, există posibilitatea de a schimba punctul de focalizare. Când faci fotografii cu săpuniera sau cu săpunierile sunt aparatele alea mici sau cu telefonul, nu ai posibilitatea asta. Dar când faci fotografie cu un aparat foarte bun care imită ochiul uman, atunci poți schimba punctul de focalizare și focalizezi pe față și în spate se vede blurat. Așa face David. Își refocalizează obiectivul și spune: la tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Nu te chem, Doamne, să cobori în mizeria și în mocirla mea. Nu te chem să cobori în gunoaiele mele și să-mi rezolvi problemele. Uneori noi așa ne rugăm lui Dumnezeu: Doamne, am intrat în probleme, te rog, rezolvă-mă. Doamne, m-a prins poliția cu 67 la oră, te rog, Doamne, acum până se duce la mașină să-mi facă procesul verbal, schimbă-i Tu, Doamne, gândurile, schimbă-mi. Asta e ca și cum ne-am rugat: Doamne, am rămas fără motorină, adu-te o benzinărie mai aproape. Nu, nu o să o facă. La Tine mi-nalt sufletul, nu-L chem pe Dumnezeu să se coboare în micile mele găinării. La Tine mi-nalt, să schimbă dintr-o dată perspectiva, își ridică sufletul către Domnul. În Tine mă încred ca să nu fiu dat de rușine. În momentul când te încrezi în oameni, când îți calculezi viața în funcție de ce o să zică ceilalți, în momentul când vrei să capeți trecere înaintea oamenilor, mai devreme sau mai târziu, pentru cel puțin un grup de oameni, te vei face de râs, pentru că încerci să faci pe placul unui grup și celălalt te va judeca într-un anume fel. Încerci să nu te faci de râs într-un context, în alt context
se schimbă rapoartele de judecată. De aceea, în momentul când îți iei un punct fix, când îți iei ca punct fix pe cel ce nu se schimbă, pe cel ce încadrează toată istoria, cel ce este Alfa și Omega, Dumnezeu însuși, creatorul tău, cel care ți-a scris manualul de instrucțiuni, cel care cunoaște orice gând mai înainte de să fi născut vreun sămânță de gând, vreo sămânță de gând în mintea ta, în momentul când te ancorezi în el, dispar pricinile de rușine. În momentul când te agăți în cer, pământul ți se pare demn de disprețuit, ca să nu se bucure vrășmașii mei de mine. Se încrede în el și altceva este următorul lucru. Una este să spui încrederea în cineva, de exemplu, dacă îl pun acum pe Noah, pe șifonier și spun, hai, ce credeți că face? Sare. Își pune și a pus încrederea în mine. Nu mai are frica aceea instinctuală. Dar știți ce mai are acum Noah și față de mine și față de frațul? Are nădejdea că îl ducem la cafea. Când vin acasă, unde merg? Mergem la cafea. Proiectează. Proiectează o nădejde, o speranță în noi, un timp petrecut împreună. Aceasta este diferența dintre încredere. Sare, sare. Hai să mergem. El este conștient că dacă le iau de mână, îl duc unde nădăjduiește el, unde speră el. Este sigură destinația. Asta înseamnă să te încrezi în Dumnezeu. Pentru noi este Tatăl nostru, avem încredere în destinația pe care ne-a pregătit-o, avem încredere în El, sărim în brațele Lui, spune sari, sari! Astăzi dimineața am fost la Capela Hospice. Acolo sunt 16 persoane, 2 medici asistente și personal care lucrează acolo și una dintre marile provocări pe care le au ei este de a sări în gol acum. Și anume, în tot sistemul medical s-au ridicat salariile enorm. O asistentă UPU primește undeva la 5.000 de roni în mână. Un salar mare, cu mult mai mare decât salariul meu, spre exemplu, sau altora. Cu mult mai mare decât cei care lucrează în hospice și trebuie să se îngrijească de pacienți și trebuie să fie șoferi toată ziua și este un mare test al credincioșiei să spui rămân aici pentru că am chemare. Sunt credincios față de acest lucru, mă arunc în brațele lui Dumnezeu, Dumnezeu va purta de grijă și de aici nu mă mișc. Deși invitațiile vin aproape zilnic. Sora Florentina, care este una dintre veterane, asistenta șefă, care predă și la Betel, este sunată, dacă nu zilnic, odată la 2 zile și invitată, pentru că e o asistentă foarte bună, o știu oamenii. Și de aproape 20 de ani de zile, unii de 16 ani de zile, rămâne acolo cu credincioșie. Asta înseamnă să te încrezi în Dumnezeu, să nu cedezi la presiunea celorlalți, să nu cedezi la presiunea sistemului și să rămâi pentru că îți cunoști Dumnezeu. În tine mă încred, în tine nădăjduiesc și nu voi fi dat de rușine. Un al treilea lucru pe care îl face David aici. Își caută căile și soluțiile în afara cercului de prieteni, în afara congenerilor, în afara celor care sunt contemporani, că un orb călăuzește un alt orb, ascultă-ți contemporanii și sigur vei da cu capul de pragul de sus, cum au dat și ei. Cine se sprijinește un om este ca și cum s-ar sprijini într-o trestie care străpunge mâna. Arată-mi, Doamne, căile tale. Cine te știe mai bine decât cel care te-a proiectat? Cine cunoaște mai bine toate mecanismele lăuntrului tău decât cel care te-a creat? Dumnezeu. Arată-mi căile tale, învață-mă cărările tale, povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă că tu ești Dumnezeul salvării, a mântuirii mele. Tu ești întotdeauna, și când sunt sus, și când sunt jos, nădejdea mea. Dragii mei, dacă vă puneți încrederea în Dumnezeu, nu vă promit că în timpul examenilor din sesiune, după ce primiți subiectele, dacă o să vă rugați, Doamne, 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 dă-mi și mie măcar o bucățică de soluție, vă va asculta. Știți care este calea lui Dumnezeu în sesiune? Când toată, știți, un lucru foarte interesant, eu am fost student, în sesiune, pe toată lumea apucă misiunea. În sesiune,
Deci nu există mai bun prilej decât în sesiune să observi cât de dezordine în camera ta și să-ți faci curat. În sesiune, dintr-o dată apar noi proiecte. Oare n-aș putea învăța la fagot? În sesiune, da? Oare n-aș putea să-mi dezvolt un hobby nou? Dintr-o dată apar priorități spirituale. Frații de la Biserica Emanuel se întâlnesc la 5 dimineața la rugăciune. Dintr-o dată vii spiritual în sesiune. Nu, nu, nu. Deci în sesiune, calea Domnului este la bibliotecă. În sesiune, calea Domnului stă în a introduci un creion ascuțitoare și să rotești bine și să te apuci de făcut conspecte. Asta înseamnă să ne focalizăm la Dumnezeu, să-L ascultăm pe Dumnezeu și să nu cedăm presiune. Auzi, avem un timp de părtășie în seara asta, n-ai vrea să vii în camera noastră și vă uitați la un film. Nu. Există un timp și pentru acest lucru. Asta înseamnă să iei căile oamenilor. Asta înseamnă să te lași sub presiune. Băi, ăsta e un tocilar. Tipul ăsta de când a venit aici și ne irită cu... Și să știți că este complexant uneori să ai un coleg care te irită prin hărnicie și care își face întotdeauna temele și care răspunde bine la examene, ar vrea cumva ceilalți să te tragă în propria lor mediocritate, cumva să cobori și tu la nivelul lor. Și de asta vin atâtea invitații ale căilor oamenilor. Îndreaptă-te spre Dumnezeu, îndreaptă-ți fața spre Dumnezeu și nu te vei face de rușine când vei primi notele. Puneți încredere în El, puneți nădejde în El, fie-ți frică de El și nu copia la examene, nu te înfricoșa de faptul că îți vei pierde respectul celorlalți, caută să ai, să capezi trecere înaintea Domnului. Adu-ți, Doamne, aminte de îndurarea și de bunătatea Ta care sunt veșnice. Prietenii vin și te lasă. Dumnezeu este veșnic. Prietenii vin și pleacă. Fetelor, aveți cea mai bună prietenă, ai așa? Și până când? Până când își face prieten. Și după aia... Gata, un sfat, dacă îmi permiteți, pentru acum și pentru când veți fi căsătorite. E valabil și pentru băieți. Nu vă spuneți toate secretele vieții voastre cele mai bune prietene, pentru că cea mai bună prietenă are un prieten și prietenul ei are și el cel mai bun prieten, care are el prietenă. Și prietena aia are cea mai bună prietenă și ați spus un lucru și în 10 zile știe tot campusul. Când o-ți fi căsătorite, bătrânele noastre ne-au învățat un lucru. Și scrie și în Scripturi, femeile mai în vârstă să învețe pe cele mai tinere, da? Nu sunt copii, sau este pe adormit, da? Am respectat-o enorm pe soția mea, pentru că niciodată, dar niciodată, niciodată n-a dus din casă, nici din dormitorul nostru, nici din bucătăria noastră, nici din sufrageria noastră, vorba despre ce se întâmplă cu noi. Este extrem de spurcat obiceiul acesta de a duce din casă, de a vorbi despre bărbatul tău, despre soțul tău și de a povesti cu cea mai bună prietenă. Am destui ani ca să știu ce înseamnă să pierzi prieteni. În viață am pierdut prieteni buni, care mi-au promis la un moment dat răzbunare. O să spun tuturor tot ce știu despre tine. Am mulțumit și am lăudat pe Domnul că n-au fost lucruri de care, știindu-le cineva despre mine, să pot fi șantajabil. Dar, dragii mei, nu uitați un lucru. Avem noi o cântare. Nu-i prieten lui Iisus asemenea nimenea, nimenea, nimenea. Varță sufletul înaintea Domnului. Nimeni nu va primi cu mai multă bucurie revărsarea lacrimilor tale și a durerilor tale. Nu căuta un număr omenesc pe care să plângi. Îndurările Domnului și caracterul Domnului sunt aceleași și sunt veșnice. Așa că aveți grijă. Prietenii vin prin viața dumneavoastră și se duc. Prietena cea mai bună din facultate să vă căsătoriți și să vă îndepărtați de dumneavoastră. Faceți-vă din Domnul prietenul cel mai bun. La un moment dat discutam cu Natalia și într-o criză a vieții noastre când ne-am pierdut chiar
prietenii și pe cei mai buni, îi spuneam, uite, acum tu ești cea mai bună prietena mea, dacă se întâmplă ceva cu tine, eu ce fac? Am întrebat-o. Și cum este înțeleaptă și destul de cool, așa, ca temperatură sufletească, spune, auzi, și ce dacă? Îl ai pe Domnul, care e problema? El îți este prieten, încrede-te în El, indiferent ce se întâmplă cu mine, și dacă se întâmplă ceva cu tine, eu l-am pe Domnul, care e problema? Aceasta este înțelepciunea. Adu-ți aminte, Doamne, de îndurarea și de bunătatea Ta care sunt veșnice. Nu-ți aduce aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele, ci adu-ți aminte de mine. Un alt lucru pe care îl descoperiți în prietenia cu Domnul este că Dumnezeu nu ține dosare. Îndurările Lui sunt veșnice. El iartă. Un prieten neadevărat îți face dosare. Și-și aduce aminte. Ia-ți aduce aminte. Asta știu eu. De câte ori am avut răbdare cu tine? Și spune, m-am săturat. Asta e omul. La om îi se umple paharul repede. La Dumnezeu, niciodată. Adu-ți aminte de mine, nu de dosarele mele. Adu-ți aminte de mine, nu de greșelile mele. Un sfat pentru când vă veți căsători. Nu este mai rău lucru în căsnicie decât să ții dosare. La un moment dat a venit un apropiat și mi-a spus, știi, am următoarea problemă cu nevastă mea. Orice fac bun, e bun. Și sunt impecabil, 3 luni de zile. Ajunge să fac o boroboață și ia mâneca și șterge absolut tot ce am făcut și îmi scoate ochii cu chestia. Ai văzut? Ai văzut? Uite, ai văzut ce ai făcut? Așa ești tu. Tu și cât tot neamul tău. Așa sunteți. Ai văzut? N-am avut eu de lucru. Toți sunteți așa. Asta e omul. Adu-ți aminte de mine. Prietenia adevărată și dragostea adevărată o cunoști atunci când cineva se uită la tine, nu la faptele tale. La tine, nu la zgrăbunțele din caracterul tău. Domnul este bun și drept, de aceea El arată păcătoșilor calea, El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept, El învață pe cei smeriți calea sa, apropo de calea sa, cărările Domnului, și toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie, perseverență. Dumnezeu rămâne credincios în prietenia sa. Dumnezeu este perseverent față de noi. Dumnezeu, în momentul când am căzut, ne întinde mâna și din nou ne ridică. De ce? Pentru că toate căile Lui sunt milă, adică îndurare și credincioșie, iertare și o ia din nou. În momentul când ai mâzgălit foaia și ai greșit, Dumnezeu vine cu o foaie curată, s-o pune din nou pe birou și spune, ți-am dat o nouă zi, ai grijă să nu mai greșești. Și după aia mai are încă o foaie albă cu o nouă zi. Hai încearcă din nou, fiul meu, hai încearcă din nou. Încearcă cu o foaie albă din nou și următoarea zi. Încearcă din nou, copilul meu. Și uneori îl văd pe Dumnezeu care parcă își ține pumnii, așa cum mă uit la cel mic acum și când îl văd desenând ceva sau făcând ceva, îmi frec mâinile fără să-l ajut și spun, vreau să reușească, vreau să reușească. Asta am făcut pentru toți copiii mei. Mă uit la el, stau la distanță și îmi frec mâinile, de data asta vreau să reușească, de data asta vreau să reușească. Ăsta e Dumnezeu. Știi ce face un prieten fals? Ai văzut? Aici. Data viitoare nu mai facem contractul. Prieteniile lumești sunt contractuale. Îți dau ca să-mi dai. Eu îți dau ceva în schimb, tu îmi dai ceva în schimb. Azi ieșim și plătesc eu cafeaua, mâine o plătești tu. Asta e prietenia lumească. Știi ce face Dumnezeu? Plătește tot timpul cafeaua. Îndurare și credincioșie. Pentru numele Tău, Doamne, pentru caracterul Tău, datorită identității Tale, asta înseamnă numele Lui Dumnezeu. Numele Lui Dumnezeu cine? Eu sunt Cel ce sunt. Nu mă schimb. Același era și în veți. Pentru ceea ce ești, Doamne, pentru numele Tău, iartă-mi fără de legea, căci mare este. Nu pentru că ți-am plătit ceva, nu pentru că ți-am adus ceva în schimb, nu pentru că m-am recuperat, nu pentru că am venit cu un buchet de flori la nevastă, că am făcut o greșeală ieri și am jignit-o, nu. Iartă-mi fără de legea, căci mare este pentru numele Tău.
Temerea, în consecință, temerea de un Dumnezeu prieten, de un Dumnezeu apropiat, este cu totul altfel decât frica de oameni. În prietenia cu Dumnezeu nu este rușin. În prietenia cu Dumnezeu capezi din nou acea relaxare în care spui, Doamne, ăsta sunt. Când ești constrâns de ceilalți, întotdeauna apare rușinea, presiune. Întotdeauna rușinea este definită în funcție de o comunitate, în funcție de presiunea tuturor ochilor care te văd. În momentul când te văd ochii Creatorului, nu mai există temere. Cine este omul care se teme de Domnul? S-a schimbat frica. Frica de oameni e schimbată cu frica de Dumnezeu. Rușinea de oameni e schimbată cu rușinea de Domnul. Îmi plăcea înainte și acum îmi place și ca să nu îmi iau câmpii, bat coclaurii. Îmi iau bicicleta și mă vedeți acum că ies, fug și fug câte o oră. Uneori când e vara și mă pierd prin păduri, stau pur și simplu în pădure, ascuns, și stau o oră, două, trei. Și atunci când se liniștește sufletul, se limpezește, încep să simți prezența lui Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu și starea aceea probabil pe care o simțea Adam când stătea în dialog cu Dumnezeu în răcoarea dimineții. Uneori, la plajă nu prea gust, nu prea place, dar uneori acolo, în mijlocul pădurii, dacă găsesc un goapă, mă dezbrac la șort, Doamne ferește, să mai vină cineva să nimerească vreo paparații, apar pe cine știe ce bloguri, dar mă dezbrac destul de consistent și stau, mă bălăcesc și este senzația aceea că înaintea tata, lui tata ceresc, înaintea lui Dumnezeu, ești gol, descoperit în fața celui care te știe așa cum ești. Acela este adevăratul prieten. Adevăratul prieten nu este cel care îți face poze în campus când dormi cu perna pe față sau când așa și după aia le arată și le pune pe Facebook. Ăla nu-i prieten. Adevăratul prieten este nu-i cel care îți caută vulnerabilitățile și te face de râs cu orice prilej. Adevăratul prieten nu este cel care îți amintește defectele. Adevăratul prieten este cel care te acoperă în ciuda, fără de legilor, defectelor tale. Și nu-i altul mai bun să facă asta decât Dumnezeu cel care te-a făcut. Și iată ce spune Scriptura în versetul 14. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El în felul acesta. Și legământul făcut cu El le dă învățături. Eu mi întorc necurmat ochii spre Domnul. Începe să devină circular psalmul deja. La Tine, Doamne, mi înalți sufletul. În Tine îmi pun încrederea. Îmi întorc necurmat ochii spre Domnul. Vedeți cum punctul focal rămâne tot timpul spre Dumnezeu. Aș vrea să mă înțelegeți clar, dragii mei. Nu vă sugerez să trăiți ca pusnicii și fără prieteni. Nu vă sugerez deloc acum să vă izolați, să deveniți schivnici undeva în pădure și să trăiți doar în prezența Domnului, nici de cum. Dar faceți prioritatea numărul 1 și puneți-L pe Domnul ca prietenul numărul 1, ca prietenul cu P mare, ca prietenul scris cu caps lock, ca prietenul care ocupă locul central. Și după ce ați făcut acest lucru, toate celelalte prietenii se vor reordona în viața dumneavoastră. S-ar putea, făcându-L pe Domnul prieten și încercând să fiți pe placul Lui, temându-vă și încrezându-vă în El, să pierdeți prieteni. Pentru că la un moment dat, când mergi într-o direcție, ceilalți cu care ai mers până atunci în direcțiile în care au vrut ei să spună, ne pare rău, nu asta este direcția pe care o dorim. Despre ce-i vorba, despre cu ce te ocupi tu, cu misiune, cu lucrurile astea, mulțumim, noi nu gustăm. Și atunci se despart căile. I s-a întâmplat lui Avram cu Lot. Despre Avram aflăm, despre Lot aflăm și despre el, dar alte lucruri. La un moment dat, când îl faci pe Dumnezeu prioritatea supremă și principalul prieten în viața ta, s-ar putea să ai batjocoră, rușine, vei merge în mijlocul colegilor de muncă și o să ne... Dumneavoastră, văd că sunteți altfel. De ce? Aveți o religie diferită sau sunteți yoghin? Sau văd că dumneavoastră nu fumați, nu beți?
Și atunci ți este rușine. Da, e adevărat, nu, deci știți, nu beau ficatul. Deci plămânii, nu, nu. Va trebui să spui, știți, am un set nou de prieteni. Mi-am schimbat prietenii și cel mai apropiat mi-este Dumnezeu însuși. Serios? Și la psihiatru v-ați dus? Păi, prietenii săia care se văd, aia cu care ieși în oraș, nu? Aia-s prietenii. Cum adică? Să vor uita la tine cu bajocură, cu râs, cu ghionturi. Prietenii cei mai buni îți vor deveni vrășmași, de aceea se roagă David la început, nu mă lăsa să se bucure vrășmașii mei de mine. Deși Domnul a suportat această rușine, în momentul când era târnat pe lemn, au venit oamenii și au strigat, cel în care ți-ai pus încredere, acela să te scape. Uitați-vă ce spune mai departe de psalmul. Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul, că cel îmi va scoate picioarele din laț. Privește-mă și ai milă de mine că sunt părăsit și nenorocit. Neliniștea inimii mele crește, scoate-mă din necazul meu. Uită-te la ticăloșia și truda mea și iartă-mi toate păcatele mele. Vezi cât de mulți sunt vrăjmașii mei și cu ce ură mă urmăresc. Păzește-mi sufletul și scapă-mă. Nu mă lăsa să fiu dat de rușine, căci mă încred în tine. Și uneori, și asta este, imediat voi încheia, aceasta este avertizarea penultimă. Uneori, s-ar putea ca avându-l pe prietenul cel mai bun pe Domnul, apropiindu-te cel mai mult de el, căutându-i cel mai mult favorul, să fii batjocorit precum Iisus, să fii rușinat, să pierzi, să fii dat de rușine, chiar dacă te-ai încrezut în Domnul. Și așa merită, dragii mei. Și așa merită. Pentru că până la urma urmei, nu presiunea oamenilor trecători rămâne. Cei care l-au batjocorit și au râs atunci de Domnul când era pe cruce, sunt oale și ulcele, țărână și praf. Dar Domnul a rămas și este Domnul nostru și este stăpân în veci și domnește pe scaunul de domnie. Și va veni cu slavă. Și slava i-a rămas. Și cine se lipește de Domnul, rămâne în trena slavei Lui. Cine stă în prezența Domnului, rămâne sub lumina Lui. Cine stă în proximitatea Domnului, este apărat de norul Lui de slavă. De aceea, rămâneți prieteni cu Domnul în primul rând. Viața va începe să se tulbure, dar după o vreme se va reordona. Veți pierde prieteni, veți câștiga alții noi. Veți pierde relații, veți câștiga frați. Veți pierde cunoștințe, veți primi unfriend din partea multora, dar veți vedea fața Domnului, chiar dacă pe Facebook s-ar putea să se ușureze numărul de prieteni. Veți sta în prezența Lui, deși veți avea o poziție. Veți simți căldura prieteniei Domnului, chiar dacă uneori asta nu se va alege cu foarte mare reputație, nici cu bani, nici cu câștig, dar nimic nu poate înlocui sentimentul că ești prieten cu persoana corectă, cu cel mai apropiat, cu cel care te știe cel mai bine. Ce este un prieten adevărat? Un prieten adevărat este cel care se comportă precum Domnul. Un prieten adevărat este un prieten în care poți avea încredere. Sufletul meu se încrede în tine. Poți să-i comunici orice. Este acela prieten, de exemplu, dacă îmi scrie un prieten, este acela prieten căruia nu-i deschid e-mailul 10 zile? Cam așa facem noi cu scripturile. Este Dumnezeu prietenul tău dacă nu i-ai deschis mesajul de vreo 10 zile încoace, deși te-ai apucat să recitești scripturile de la început? Un prieten nu ține dosare, un prieten este perseverent, un prieten are milă și îndurare față de tine și își continuă relația și își aduce aminte nu de faptele și fără de legile tale și nici de căderile tale, ci întotdeauna își aduce aminte de tine ca persoană. Am selectat două cântări, cred că este prea frig să cântăm amândouă, dar una cred că o știți cu toți. Iisuse al meu, prieten scump,
Din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. În zori de zi, când mă trezesc, smerit mă plec sub cruce, când toată lumea nu găsesc un scut mai bun și dulce, când toată lumea nu găsesc un scut mai bun și dulce, când pe un drum îndepărtat, Iisuse, ești cu mine, să fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine. Să fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine. Când am de suferit un chin, Tu, Doamne-mi dai putere să fie amarul cât de greu. Îmi ești Tu mângâiere, să fie amarul cât de greu, îmi ești Tu mângâiere. Și nu mă tem că voi pieri în marea de păcate, căci Tu, prea bunul meu Iisus, ai biruit pe toate. Căci Tu, prea bunul meu Iisus, le-ai biruit pe toate. Tu ești comoara care ai fost de mine căutată, și astăzi nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Și astăzi nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Căci Tu mi-ești ca un frate bun, și-n gând și-n suspine, Iisuse al meu prieten drag, ce bine-i lângă
de tine. Iisus al meu prieten drag, ce bine lângă tine. Frică, rușine și prietenie. Rămâneți prieteni cu Domnul și frica de oameni va dispărea. Veți avea frică numai de Domnul. Rămâneți prieteni cu Domnul în primul rând și rușinea de oameni va dispărea. Vă va fi rușine numai de Domnul, care vă cunoaște în cea mai adâncă intimitate. Nu dați prietenia cu Domnul pe nimic altceva. Dacă veți trăi destul de mult, s-ar putea la un moment dat să vă îngropați toți prietenii. Dar Domnul rămâne același. Și pentru veșnicie ne vom întâlni doar cu cel mai bun prieten, cu Domnul. Nu faceți greșelile din tinerețea mea de a vă pune încrederea în oameni. Nu-ți aduci aminte de greșelile din tinerețea mea nici fără de legile mele, ci adu-ți aminte de mine. Singurul care își va aduce aminte de voi așa cum sunteți este cel care v-a creat pe voi așa cum sunteți, Domnul, și care va transforma ființa voastră în ceea ce este El atunci când vom fi cu El. Amin.